În timp ce la nivel global peste 200 de milioane de oameni deja s-au vaccinat împotriva COVID-19, în Republica Moldova încă nu a ajuns nici măcar un vaccin. Această situație se resimte și în statistici, iar în timp ce în lume numărul infectărilor scade semnificativ, în Republica Moldova au crescut puternic, apropiindu-se de recordurile pandemiei. În ultima săptămână, Republica Moldova a înregistrat peste 6500 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Este o medie de aproape 3 ori mai mare decât cea de la mijlocul lunii ianuarie. În același timp, în lume, săptămâna trecută, numărul de cazuri a fost de aproape 2 ori mai mic decât maximul de la începutul lunii ianuarie. Pe lângă restricțiile dure impuse în cele mai multe țări, un rol important în reducerea numărului de infectări l-a jucat și procesul de vaccinare. Cel mai bine în lume la capitolul vaccinare stă în prezent Israelul, care și-a imunizat peste 80% din populație cu prima doză și peste 30% cu două doze. Aproape 8 milioane de israelieni au primit deja vaccinul. Media infectărilor este astăzi în această țară de peste 2 ori mai mică decât la începutul lunii ianuarie, când Israelul a înregistrat vârful pandemiei. Iar asta în condițiile în care această țară și-a permis și o serie de relaxări ale restricțiilor în ultimile săptămâni. În același timp, studiile din această țară, realizate pe sute de mii de oameni, arată o eficiență de cel puțin 95% a vaccinului Pfizer, principalul ser utilizat în Israel după administrarea a două doze. Mai mult, vaccinul are o eficiență de aproape 99% în prevenirea infecțiilor care provoacă febră sau alte boli respiratorii. We have been hearing and seeing in the press that Israel has a remarkable diminution in cases associated with the efficiency of their vaccine. The reason I bring this out to you is that it is another example of the scientific data starting to point to the fact that vaccine is important. Marea Britanie este statul european care se descurcă cel mai bine, reușind până în prezent să vaccineze peste 18 milioane de locuitori sau aproape 30% din populație. Și de la o medie de aproximativ 55.000 de infectări pe zi în prima jumătate a lunii ianuarie, când campania de vaccinare a căpătat proporții, în ultima săptămână, media infectărilor în această țară a fost de 10.500 pe zi, adică de peste 5 ori mai puțin. We no longer have to rely simply on lockdowns and restricting our behavior and putting our lives on hold, but with every day that goes by, this program of vaccination is creating a shield around the entire population. Se descurcă nu rău și România, țară care a reușit să vaccineze 1,4 milioane de cetățeni, adică peste 7% din populația oficială. Și în țara vecină, numărul de infectări este în prezent de 2 ori mai mic decât în luna ianuarie. Mult mai relevante sunt însă cifrele care vizează vaccinarea în rândul personalului medical din România, în condițiile în care peste 90% din angajații spitalelor de peste Prut au fost deja imunizați. Astfel, numărul de infectări în rândul medicilor vaccinați a scăzut de aproape 10 ori în ultimele săptămâni. Iar din 200 de medici vaccinați în Timișoara, toți au dezvoltat anticorp. Mai mult de 60% au peste 400, care este nivelul maxim de detecție a acestui aparat, iar ceilalți au niveluri între 200 și 400, ceea ce de asemenea considerăm că este un nivel de protecție. Este important să determinăm acest lucru pentru că dorim să fim liniștiți că vaccinul este eficient și am dovedit acest lucru. În același timp, numărul efectelor adverse este nesemnificativ și acestea nu sunt mai grave decât în cazul administrării unui vaccin antigripal obișnuit. Este evident că până în prezent, în țările care au demarat procesul, vaccinul anticovid reușește să scoată povara grea a numărului ridicat de infecții de pe spitale, iar acolo unde au fost imunizați mai mulți cetățeni, deja majoritatea restricțiilor sunt eliminate. În același timp, în Republica Moldova, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a fost nevoită să decidă înăsprirea restricțiilor în cadrul ședinței de săptămâna trecută. Mai mult, țara noastră nu a beneficiat deocamdată de niciun vaccin anticovid, iar pentru anul 2021 are promise doar 20% din necesar pe platforma COVAX. În acest moment, suntem singura țară din regiune care nu are semnat un contract cu niciun producător de vaccin.
Nu mai puțin grav este că autoritățile încă nu au demarat nicio campanie de informare privind necesitatea vaccinării și care sunt plusurile pentru cetățeni, dar și pentru economia țării după imunizarea populației. Astfel, moldovenii rămân în continuare neinformați și pradă știrilor false despre vaccin. Avem de înfruntat o altă problemă. Ori în această pandemie putem spune cu siguranță că nu este virusul cel mai periculos, probabil, ci dezinformarea și știrile false. Astăzi, doar 25,9% din respondenții în cadrul barometrului opinii publice susțin, cred că vaccinarea îi va ajuta să lupte contra pandemiei. În timp ce unele țări încep să vadă luminița de la întunecatul capăt al tunelului provocat de pandemie, țara noastră în continuare rămâne în întuneric, incompetență și irresponsabilitate.